În ce credeți că investesc autoritățile dintr-una dintre cele mai sărace comune din Moldova, 150.000 de euro? Este vorba despre comuna Adășeni din județul Botoșani, aflată la peste 50 de kilometri de municipiu. O comună în care majoritatea locuitorilor sunt trecuți de vârsta de 70 de ani. Într-un club al pensionarilor, așa ca în Occident? Într-un centru de sănătate? Nu poate fi vorba despre așa ceva, pentru că nu există nici medic de familie în comună și pentru că instalația de canalizare nu este funcțională, pentru că multe ulițe sunt pline de noroaie și e cam greu de circulat, ce a mai rămas de făcut? Ați ghicit? Haideți că vă spun eu. O bază sportivă multifuncțională. Da, pentru care primăria a primit acum 4 ani finanțare de 150.000 de euro, finanțare de la statul român prin programul PNDL1. Sătenii au rămas muți de uimire și eu recunosc că am rămas uimit. Ce-ți mai trebuie, medic, dacă ești sportiv, antrenat la sala de forță, cu imunitatea până la cer? Ce-ți mai trebuie străzi când ai teren de fotbal și după campionatul pe sate treci prin noroaie ca un învingător? Bine, sunt și unii locuitori mai cărcota, știți cum e, mereu va comenta câte cineva când se pune în aplicare un plan grandios de modernizare. Am auzit și eu de așa ceva, dar cine să joace acolo? Eu, cam 70 de ani? Și cei mai mulți suntem bătrâni și betegi, spune un sătean în vârstă, care locuiește pe o uliță plină de noroaie, nu departe de locul unde se face baza sportivă. Ce om, n-are deloc deschidere către progres. Nu-s chiar mulți cârcotași din ăștia, sunt numai vreo 70% din populația comunei, restul de 30% nu se opun. Unii sunt plecați la muncă în Occident, au fugit de prea bine ce le era, cred că, alții sunt încă la școala generală. Lucrările ar fi trebuit să se încheie în decembrie 2022, dar baza sportivă nu este încă terminată. Edilul Constantin Drezleucă spune că încă așteaptă o tranșă de bani pentru tribune. Citez: așteptăm ultima finanțare pentru tribune. Nu s-a plătit încă. Să facem și noi recepția, mărturisește primarul. Întrebat despre utilitatea acestei investiții într-o comună îmbătrânită, primarul evită un răspuns clar și dă vina pe edilul dinaintea lui. Citez: eu când am preluat mandatul, proiectul era în execuție. Așa s-a considerat atunci. Eu l-am dus mai departe. Era în construcție. Oh, această metodă ar trebui brevetată și premiată. De la președinție, guvern, până la ultima primărie din ultimul sătuc, moștenirea grea a mandatului anterior este piatra de temelie a administrării acestei țări. Totul e din vina celor de dinainte. Totul. Dacă cel dinainte ar fi început construcția unei baze sportive de aruncat în fântână cu frânghia elastică, asta e, proiectul trebuie dus mai departe. Vă mulțumesc pentru atenție, eu sunt Andrei Tetiva și ne reauzim vineri, tot aici în Viva Traffic pe Viva FM la 14:40 cu o nouă ediție din